18 august 2023. Azi rezolvă o problemă. Este pregătit mai de mult să rezolvă această problemă, câteva zile în urmă. E și ușor în cazul acesta, fiindcă am două colonii, una lângă cealaltă. Și este ușor, să zic așa, de rezolvat, fiindcă sunt apropiați. Și ce s-a întâmplat? Deci, colonia din stângă a rămas fără matcă, nu are matcă deloc. Iar colonia din dreapta are matcă. Și atunci ce am făcut? Până a avut puiet colonia din stânga, l-am lăsat în pace. În urmă cu două zile am venit, am ridicat cu o turtă folia ca să treacă albina dintr-o parte în cealaltă. Și acum albinele ar trebui să fie cam pe aceeași undă. O să arunc o privire un pic la cameră. Să văd dacă filmează ce trebuie. Da, e bine. Și o parte din albină a trecut în partea opusă. Acum nu-i fac mare lucru decât îndepărtez diafragma de plastic. O să mă uit un pic dacă o parte din albina a trecut cumva dincolo. La cantitatea de albină care o văd eu pe rame, da, trecut în partea opusă. Acum o să-i fac loc. Mai mult de jumate de albina a trecut în partea opusă. Prima dată am urmărit dacă albinele între ele se bat. Va trebui să mai scot o ramă pentru a putea îndepărta. Le dau turta un pic la o parte. Albinele stau și consumă cu plăcere, zic eu. Ridicăm această ramă. Este cu mâncare. Bun. Și să scot acea diafragmă de plastic care ținea separat cele două colonii. O să o îndepărtez. Da,
aduc rama înapoi cu mâncare. O să apropii toate ramele. Așa. Strâng un pic cuibul cu o ramă. Nu verific acum matcă, nimic. Le las în pace câteva zile. Au turtă proteică. Voi veni să-i verific puțin mai târziu, când totul va fi liniștit. Ele acum oricum au luat contact cu matca. Și doar atâta le fac. Mai am de închis urdinișul. O să le închid urdinișul. Le las numai unul singur. Și cam atât. Asta este unificarea, dar trebuie pregătit cu câteva zile înainte. Circulă pe două urdinișe și unul dintre urdinișe va fi închis. Bun, cam atâta ziua de azi. Aici totul decurge bine. Ăsta e cel cu formic. Aici mai este o problemă cu o problemă aici un pic mai mare la cum văd eu, dar o să urmăresc și văd eu cum voi proceda.